Deja este cunoscută declarația Ministrului 25 februarie, care a declarat că reclamantul la Sotăcă și doamna eurodeputat Monica Macovei servesc interese pe mine, sunt finanțat din străinătate, adică că sunt prădător de neam, așa mai pe românește, și în plus despre la Sotăcă s-a susținut că are un pașport. Sunt niște calumnii foarte grave provenite de la un fost procuror care cunoaște foarte bine elementele constitutive ale acțiunii de calumnie, însă existând instituția imunității, noi am rămas pe rândul dreptului civil și cerem ca să răspundă în temeiul răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie de omenire. De încălcarea a demnității și a drepturilor persoanelor ocrotite atât.